Înființarea unor tribunale ale poporului care să soluționeze cauzele penale grave, procese colective, asta vrea AUR, asta e prevăzut în programul lor de guvernare. Și după circul de ieri s-au uitat jurnaliștii la ce mai prevede programul de guvernare al AUR. S-au făcut doar 4 dosare penale după ziua de ieri, s-au dat niște amenzi. Și 1500 de lei, în fine, niște amenzi, contravenții, ca așa a stabilit, au stabilit jandarmii, nimic din partea Parlamentului, nici o sancțiune până la urmă, adică oamenii aceștia își păstrează indemnizațiile, chiar și domnul acela care le spunea parlamentarilor care intrau, aveți noroc că nu am cuțitul la mine, și el își păstrează în continuare indemnizația și veți vedea cum a revenit asupra declarației. Astăzi, întrebat de jurnaliști ce are de gând în legătură cu această escaladare a violenței, domnul Cioracu a avut o atitudine mai degrabă rezervată, a spus că și USR protesta pe vremuri, iar partenerii lor de guvernare de la vremea aceea, cei de la PNL, nu păreau deranjați. Vedem reacția domnului Ciolacu și revenim la discuția noastră. Au copiat ce făcea USR-ul acum vreo 3-4 ani și alte partide în acel moment aplaudau acest lucru. Asta înseamnă să lași să se creeze precedent. Țin foarte mult la funcționarea Camerei Deputaților și a Parlamentului și cred că corect este ca liderii de grup, încă ei sunt interfața cu colegii mei, deputații, să vină cu aceste propuneri. Da, și multă lume se întreabă astăzi de ce această reacție. Se fac speculații legate de o posibilă participare a AUR la guvernare. Ați văzut, Tribunal ale Poporului, în fine, astea sunt ideile AUR. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Doamna Monica Tatoi este în studio alături de mine. Bună ziua, doamnă, vă mulțumesc foarte mult. Deputatul Dan Cristian Popescu de la PSD. Bună ziua, domnule Popescu. Bună ziua. Bună ziua. Îl salut și pe Sergiu Bâlcea de la Partidul Național Liberal. Bună ziua. Românile, bună ziua. Mulțumesc. Domnule Bâlcea, aș vrea să încep cu dumneavoastră, pentru că sunt colegi ai dumneavoastră de partid care vor declararea AUR ca partid extremist. Dar vedeți, viitorul premier, domnul Ciolacu, spune că atunci și dumneavoastră ați lăudat comportamente asemănătoare și numește USR. Deși noi nu ne amintim ca USR să fi spus cuiva, ai noroc că n-am cuțitul la mine ca să-ți iau gâtul, cum a zis domnul de la AUR. Domnul Ciolacu folosește de multe ori tribuna președintelui de partid pentru a ataca PNL, ceea ce nu este o, să spunem, o atitudine corectă. Am încercat să fim parteneri într-o coaliție pe care recunoaștem că nu eram foarte hotărât să o facem, doar că acum un an jumate în România o coaliție de guvernare stabilă era necesară și vedem că am avut dreptate, pentru că acum AUR pare că s-a urcat pe acest val de nemulțumire din societate și, indiferent de cum vor evolua lucrurile, democrația nu funcționează cu un astfel de comportament. Domnul Ciolacu trebuie să sancționeze din poziția dânsului, atât politică cât și administrativă, acest tip de comportament, pentru că mâine s-ar putea să aibă o țară cu multe, multe probleme, va fi premier și din poziția de premier veți vedea că va declara cu totul și cu totul alte lucruri. Acum este într-o semi-opoziție, așa cum ne-a obișnuit în multe cazuri, dar uită că trebuie să ia decizii importante. Pensiile speciale sunt un subiect, partea de energie este în continuare arzătoare și sunt multe, multe jaloane. Să nu uităm că poate unul dintre cele mai importante jaloane în acest an vor fi pensiile în plată, nu cele speciale. Există un jalon în acest sens și mai mult o reformă administrativă a României. Și dumneavoastră, ascultându-vă, vorbiți ca și când ați fi în opoziție, nu la guvernare. Adică e ceva extrem de derutant, de confuz. Mai bem niște apă să ne limpezim mintea. Nu apă, că este rău. Dar domnul Ciolacu, așa e. Ne-ați răspuns că are și treabă. Nu, da, vorbiți de energie, vorbește domnul de energie, da. Și ministrul energiei capul răutăților e de la PNL. Bun, dați-mi voie să salut și pe doamna Oana Țoiu de la USR. Bună ziua, doamna, mulțumesc. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Doamna Țoiu, vreau să știu și opinia dumneavoastră în legătură cu declarațiile domnului Ciolacu. Tot timpul când e întrebat de AUR, face referire la dumneavoastră la USR.
Sigur, dar asta este exact dovada de care au nevoie românii ca să vadă că domnul Ciolacu vrea să crească aur. Nu doar că vrea să crească aur, dar este cât se poate de clar pentru toată lumea că aur este acest Frankenstein, creația a PSD-ului. Nu poate în acest moment niciun român, cred, cu un simț critic, să presupună că cea mai bine păzită clădire a țării, Casa Poporului, reușește să fie complet deturnată de cât o mână de protestatare aur. Am văzut asta întâmplându-se numai în momente cheie, când au vrut să nu fie românii atenți la dezastrele pe care le face această guvernare. S-a întâmplat la audierea miniștrilor, convenabil moment, dacă vă aduceți aminte, și au folosit această scuză ca să nu mai vină în unele cazuri fizic la audierea din Parlament. S-a întâmplat deloc întâmplător ieri, în exact același loc în care trebuiau să vină profesorii, educatorii, învățătorii, personalul auxiliar să protesteze pentru ceea ce este într-adevăr un motiv de protest, și anume că salariile profesorilor debutanți în acest moment în România sunt 2400 de RON. USR a depus de mai bine de jumătate de an o lege pentru creșterea acestor salarii, pentru că avem nevoie de oameni buni în educație și nu ne putem baza pe ceea ce se întâmplă acum, să se hrănească pe aici familia lor, jumătate cu har, jumătate cu puținii bani pe care îi primesc. E interesant. Ca să nece acest scandal, ca să nu se discute despre adevăratele probleme, vedem că PSD și PNL lasă spațiu liber cu generozitate aur să crească acest curent extremist extrem de periculos. În ceea ce privește asocierea cu USR, vă reamintesc două lucruri. Unul dintre ele este USR-ul niciodată nu a generat violențe și nu le-a susținut. Și al doilea este că noi protestam față de lucruri reale, cum a fost Ordonanța 13, împotriva căreia au protestat foarte mulți români, și așa am reușit să o întoarcem înapoi. Aur protestează împotriva unor rele închipuite, inventate. Da, o reacție și din partea Bisericii Ortodoxe Române, adică purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, domnul Bănescu, într-o postare pe Facebook spune: un creștin nu înjură de toți zeii invocând mama adversarului. Elegant mod de a face referire la ce s-a auzit acolo. Și reacția domnului Dan Cristian Popescu. E adevărat, domnule Popescu, există din partea PSD această intenție de creștere a aur, așa cum vă acuză adversarii dumneavoastră politici? Nu, sub nicio formă. Noi nu suntem de acord cu modul dânșilor de a face politică și mă bazez pe inteligența românilor care își vor da seama, cei care poate mai sunt încă păcăliți de mesajul celor de la aur, că aceștia au o politică populistă, promisiuni care nu pot fi satisfăcute. Acum, ați auzit și mai devreme pe colega de la USR. Și le știu pe toate acum în opoziție. Când au fost la guvernare, n-au reușit să facă nimic, nici cu pensiile speciale. Greșit, au lăsat niște miliarde pentru educație, care sunt în acest moment baza cu care se caută participare. Parte de școli refăcute pentru reducerea abandonului, pentru formarea profesorilor. Pe rând, că nu ne înțelegem. Domnule Popescu, terminați-vă ideea. N-ați făcut nimic, nici cu pensiile speciale, nici cu salariile profesorilor. Ați făcut doar studii de fezabilitate și ați cumpărat... Bun, pentru moment, cu pensiile speciale, n-ați făcut nici dumneavoastră nimic, o să vedem ce se va întâmpla. O vom face când vom fi la când vom avea poziția de primit, o să vedem ce o să facem. Nu, aveți! Revenind la ziua de ieri, au fost... ...care are legea salarizării unitare. Sunt pe telefon și... Doamna Țoiu spunea că ne spuneți vom face când vom veni la guvernare, dar aveți ministrul muncii. Când vom avea poziția de prim-ministru, am spus. Da, aveți poziția de ministru al muncii, n-a fost suficient. Vă rog, în legătură... Ministrul muncii nu se ocupă de pensii speciale, da, e o altă discuție. Ministrul muncii se ocupă de salarizare, domnule Popescu, și vorbeam de salarizarea profesorilor debutanți. Mai mult decât atât, nu doar că PSD-ul a promis asta în campanie, ci domnul Cudăi a spus că va termina în primul an de mandat. Chiar dacă, da, în fine, e complicat. Vorbim și despre pensii speciale, pentru că Banca Mondială se pare că nu se lasă păcălită. Puneam doar că asemănarea dintre USR și AUR este că dânsii au toate soluțiile din opoziție. Sigur, USR a fost la guvernare, AUR nu. Ce spune AUR se vede de la o poștă și orice om poate înțelege că sunt niște promisiuni deșarte care nu se pot îndeplini. Nu, minciuni, domnul Popescu. Lagăre pentru copii, să nu mai ieșim din casă, orașul de 15 minute, toate poveștile astea sunt... Vă dați seama, să spui că o lege care se numește prevenirea separării părinților de copii,
sau ceva de genul ăsta, nu am în față, își propune să ia copiii de la părinți, e o aberație în sine, pentru că legea face exact invers. Își propune să nu se despartă părinții de copii. Și se referă la alte cazuri, nu la persoane care își căreora li se... Da, e important că ați subliniat asta. Imediat am întors la dumneavoastră. Doamna Tatoi, voi ați intervenit aici? Apropo de discuția despre mizerile din Parlament, eu mi-aduc aminte de domnul Șerban Nicolae cu un comportament total deplasat vis-a-vis de, în Senatul României, în fosta legislatură, vis-a-vis de o senatoare de la USR. Ăla a fost... Vă mai amintiți, doamna Țoiu? Când a fost o aluzii sexuale și cu asta mizerabil. Deci, și PSD-ul are o istorie de agresiunea nu trebuie neapărat să fie fizică. Cea psihică, fizică. Da, cea psihică este mult mai dureroasă și pe termen lung. Deci, să ne uităm și la paiul din ochii fiecăruia înainte de a vedea paiul din ochii altuia. Fiecare în istoria tuturor partidelor sunt povești de genul ăsta. Care, deci de la agresiunea psihică la cea fizică, e doar un pas. Diferența este, dacă îmi permite să spun, că anumite lucruri pe care le face o persoană, dânsul poartă acea răspundere. Când sunt politici de partid, cum am văzut și la AUR zilele trecute, și la cei de la USR care veneau să te filmeze până la baie, veneau să te urmărească cu telefonul în față, în anul trecut. Deci sunt anumite atitudini oricare pe care a făcut similare. USR-ul în anul trecut. Nu mai faceți sunt această dacă îți bagă telefonul în față și umblă după tine pe bol cineva, este o agresiune, chiar dacă nu te atinge. Sunt moduri de a face politică pe care noi nu le aderăm și cred că niciun om sănătos la cap și niciun om normal nu e de acord cu ele. Nu, eu vreau să vă spun ceva din punct de vedere psihopedagogic, că despre asta e vorba. În momentul în care un copil vede că părintele nu-l bagă în seamă și nu-l ascultă, ce face copilul ăla? Încearcă să facă lucruri care să atragă atenția asupra lui. Asta fac și oamenii. Am lucrat 15 ani formând antreprenori și într-un business și tot așa. Deci dacă tu nu-l bagi în seamă, dacă îl tratezi ciocumic că noi suntem mai mari procentual în Parlament, o să vedeți, pe termen mediu și lung, astfel de situații se vor repeta. Nu poți să spui, noi și cu PNL-ul și cu DMR-ul avem și cu minoritățile 70%, voi nu contați, nici la amendamente. Nu vă ascultăm, că nu trebuie să vă ascultăm. Să nu vă mirați, pentru că crește nemulțumirea. Această situație este permanentă. Și vă dau exemplu, dacă vreți, de la dezbaterea pe lege de educație. Au fost zeci de amendamente de la USR, care au fost incluse și votate de PSD și de restul colegilor. Eu nu le-am văzut. Amendamente de la AUR. Păi nu, stai așa, că vă clarific eu de ce nu le-ați văzut. Zeci de amendamente de la AUR, zeci de amendamente de la USR și sigur și de la PNL și de la PSD. N-am văzut creșterea salariilor profesorilor. N-am văzut. Domnul legea educației nu conține elemente legate de salarizare. Păi, ar trebui să existe în legea învățământului legi legate de salarizare, de competențe, de concursuri. Sunt total de acord. Știți foarte bine că dacă am finanța cu acei 6% de care tot vorbim de 30 de ani și pe care n-a făcut-o nici prim-ministru Cioloș, nici prim-ministru PNL. Dar faceți parte dintr-un guvern care a acceptat cea mai mică finanțare din buget la învățământ. Sunteți parte din acest guvern și parlament care a acceptat mai mică finanțare din partea ministerului. Dar nu, este răspundeți în solidar pentru toate greșelile. O mare parte din finanțarea legată de învățământ se face prin autoritățile publice locale, pentru că toată infrastructura învățământului se face prin primării. Dom'le, de ce mai avem atunci ministru, consilier, secretar de stat, prim-ministru, dacă pasați responsabilitatea la baza piramidei? Se ocupă doar de partea de salarizare. Nu există doar de
Sunteți o unitate. Așa e legea România. Nu există lege. Cum n-am făcut-o eu. Partea de administrație. Că eu nu-s de vină, e de vină Popescu. Și voi, Ionescu. La sectorul Popescu, 2 unde am renovat când eram viceprimar, no. Peste 30 de unități de învățământ la nivelul, sau peste nivelul vestului Europei, așa mi-au zis vizitatori din Germania sau din politicile din trebuie să fie unitare. De asta avem ministru, de asta avem parlament. Nu, lași la să facă primarul. Domnul Popescu, mai am eu o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă îmi permiteți. A venit Banca Mondială cu acest raport despre pensiile speciale din România. Apreciază efortul făcut de domnul Budăi, dar spune că nu e suficient. Domnul Ciucă spune că așteaptă ca raportul să se întoarcă. Nu mai știm unde. Pe unde trebuie să o ia raportul ăsta? Pe la Ministerul Muncii. Trebuie să meargă la ministerele care se ocupă de aceste pensii speciale, care sunt Ministerul Transporturilor, Apărării, Ministerul de Interne, Ministerul de Externe. Așa. Poate mai e unul, dar îl scap acum. Sunt cei care se ocupă și plătesc aceste pensii speciale, pentru că Ministerul Muncii plătește doar pensiile contributive. Și asta spun și pentru doamna Toiu, până că nu știe, crede că se ocupă de... Nu, eu știu foarte bine despre responsabilitate colectivă. A spus doamna Toiu. Dar promisiunea viitorului premier Marcel Ciolacu este că dacă nu se va rezolva problema în Parlament, își va asuma răspunderea guvernului pe acest subiect. Deci își va asuma răspunderea guvernului pe acest ministerele? Și va spus. Deci, cine le conduce? Ministerul. Ministerul de Externe, om numit de la Cotroce. Ministerul Justiției, PNL. Ministerul Afaceri, deci Externe, Apărare, o să fie domnul Ciuc. O să fie domnul Ciucă. Sunt bani care se plătesc. Sunt anumite legi, anumite pârghii legale pe care un ministru le are sau nu. Dar prim-ministru Ciolacu, care va fi peste câteva săptămâni, a spus foarte clar că își va asuma răspunderea în Parlament. Dacă depinde. Că asta pregătește. Spuneți-mi prin da și nu. Pregătiți să pasați responsabilitatea domnului Ciolacu, că devine prim-ministru, la miniștrii conservați pe filiera Cotroceni în... subordina domnului Ciolacu, o să asistăm din toamnă încolo că ea îți dă vină, că la Externe, că la Justiție, că la... Exact ea? Într-un guvern de coaliție, pentru că totdeauna guvernele reprezintă voința Parlamentului. Asta pregătesc. Doamna Țoiu, vă rog. Da. Mulțumesc frumos! Nu am ajuns în stadiu în care domnul Popescu să poată să invoce lipsa de cunoștințe pe legislația muncii și atribuțiile miniștrilor. Nu e niciun univers aproape de standardul în care ar putea să facă asta. Și reamintesc domnului Popescu câteva lucruri. Acele legi pe care le invocă ca să justifice neputința PSD-ului sunt legi inițiate de PSD. Deci aceste pensii speciale n-au apărut ca sirena din spumă. Aici a greșit. Iarăși nu vă percepeți. Lăsați-mă să termin. Lăsați-o să termine și veniți la este semnătura PSD-ului și a PNL-ului ca inițiatori, pentru că nu exista USR în Parlament. Nu am votat niciodată. Stați puțin, domnul Popescu, lăsați-o să termine, vă rog. Și acum există inițiatori pe noi și noi pensii speciale susținute de Coaliția de Guvernare și de PSD. Da, deci, din nou, legile nu apar din spuma mării. Sunt asumate de PSD și PNL. Creația și de acelor pensii speciale... Ați fost la guvernare și nu le-ați anulat. Din moment ce a fost la guvernare, ați avut guvernul Ciolos, ați avut 2021, a fost la guvernare și nu ați anulat. Nu ne ajută foarte mult nici transmisia prin internet, vorbiți unul peste celălalt. Dacă ești la guvernare și nu schimbi două lege, te-o asumi. Dar eu nu pot să-l ascult pentru că Popescu mințit așa. Dacă nu schimbi legea, te-o asumi, doamna Țoiu. Nu poți să dai vina istorică că acum 20 de ani, nu știu cine a făcut o lege. Ai fost la guvernare și nu ai asumat. Deci ai asumat-o. Săptămâna trecută a trecut prin Parlament un nou set de pensii speciale pentru personal care nu avea înainte. Pentru că vorbiți despre pensii speciale, mai am și o întrebare. Doamna Țoiu, sunteți deputat. Dom'le, cum a trecut ieri când era tot scandalul a făcut de aur proiectul de lege privind pensiile speciale ale magistraților asistenți? Bun, sunt oameni din sistem care spun că oamenii ăștia n-aveau pensii la fel de mari ca ceilalți. Dar așa l-ați trecut, v-ați prevalat. Când s-a discutat în comisiile de specialitate? Domnul Popescu, cum a trecut, domne? Sunteți cu toții deputați, spuneți-ne și nouă. Domnul Bâlcea, spuneți-ne dumneavoastră, vă rugăm frumos.
din punctul meu de vedere, trebuie să spunem următorul lucru. Forul legislativ care va decide aceste pensii este Senatul. Acest vot de ieri... Dar dumneavoastră ați votat ieri. Da. Există un vot care... Unu, trebuie confirmat și la Senat. Asta, doi, trebuie confirmat și la Senat. Da, deci primul pas. Da. Pas între uși. Încă o dată, conform legislației în vigoare, în acest caz, oamenii se calificau de aceste pensii. Dacă pe care vreți să le scoate. Odată ce se vor închide, ce se va închide subiectul pensiilor speciale, e probabil că acești oameni să nu beneficieze de pensii. Dar odată ce existau toate avizele, aceste pensii și-au făcut procedura parlamentară. Asta nu înseamnă că și vor intra în plată. Sunt două lucruri total diferite. Înțeleg. Iar, repet, odată ce... Ce să înțelegeți, doamnă? Mergeți la Eugen Ionescu la teatru, că suntem deci în teatru absurd. Deci nu are... Eu am beneficiat de educație pentru gândire critică. Nu înțeleg logica dumneavoastră. Deci trebuie să scoatem pensiile speciale, dar ele acum sunt legale, deci mai sunt categorii care pot să beneficieze. Deci e noaptea minții. Doamna Tatoi, eu îmi cer scuze dumneavoastră dacă astăzi respectați o lege. Dar deși știți care că este o lună oricare din lumea asta, dar nu aveți o altă legislație în vigoare, nu respectați legislația în vigoare. Păi dacă dumneavoastră ați votat acum creșterea, adică există un vot pe deci care... dumneavoastră nu, dumneavoastră ne spuneți că legea pensiilor speciale e bună. Nu, eu n-am spus acest lucru. Păi dacă ați aplicat-o, legii, adică nici măcar nu suspendați de acum încolo orice pensii speciale, măcar atât. Eu aștept, apropo, și domnul Popescu, este adevărat că domnul Budăi are responsabilitatea pensiilor, să spunem, cele contributive, dar așa cum ministrul justiției și-a asumat aceste legi ale justiției, cu ministrul educației a venit ieri în Parlament, eu cred că și domnul Budăi ar fi trebuit până la predarea mandatului să vină în Parlament și să rezolve această problemă a jalonului PNRR. Deci, domnul Bâlcea, ce înțeleg eu așa, când vă întreb de ce ați votat mărirea pensiilor speciale pentru magistrații asistenți, ne spuneți pe de-o parte că decizia, forul decizional e Senatul, că și domnul Budăi da. Nu ne-ați spus nimic despre ce a fost în sufletul dumneavoastră atunci când ați votat, știind că e o discuție legată de povestea asta cu pensiile speciale. Haideți să auzim și motivul domnului Popescu. Ați votat pentru creșterea pensiilor speciale ale magistraților asistenți? Introducerea, domnule Popescu. Am votat așa cum am stabilit în cadrul grupului parlamentar la toate proiectele de lege. Eu sunt pe zona educației, colegii de la juridic au propus raport pentru legislativă. Deci, să înțelegem că legislativul este așa. Așa zice șeful de grup, așa zice alt șef de grup. N-am pronunțat. Pentru asta plătim 500 de parlamentari? Ca să se comporte ca oile? Nu am spus cuvinte în gură. Eu nu am spus șeful. Păi nu, când ăla am văzut ieri, când a ridicat Simonis mâna, sau cum îl cheamă, toți au votat. Unii se ocupă de partea. Nu aveți. Da, vă rog, domnul Popescu ne spune că suntem soldați disciplinați, avem o înțelegere, asta e. Nu am spus asta. Îmi pune și noastră cuvinte în gură. Am spus că ne-a supărat. Păi vă pun cuvinte în gură ca să vă salvezi, domnul Popescu, că altfel este absolut ridicol. Toți se comportă pentru cei mai mai puțin. Fiecare domnul Popescu, misiuni în comisiile în care suntem repartizați, pentru că eu sunt la IT, la Da, ați auzit că se discută despre tăierea pensiilor magistraților? Asta ați auzit? Doamnă, noi ne-am asumat prin vocea președintelui Marcel Ciolacu, care va fi prim-ministru dacă îl va... Să vă asumați răspunderea. Vă asumați răspunderea cu un proiect de lege care e în dezbatere din luna ianuarie sau de când e? Ceva ce se va întâmpla. Noi nu vom pierde bani din PNR. Așa cum suntem acuzați de la început. Ați creat o pensie specială nouă. Noi am votat împotrivă. Deci, nu era deloc greu să citească ce trebuie la dumneavoastră proiectul de lege. Cum se va face reforma pentru toate pensiile speciale. Nu faptul că blochezi o anumită categorie astăzi rezolvă problema. Haideți să se facă reforma peste tot.
Da, eu am, tu știi ce suspectez eu? Că ultimii metri să mai bage niște pensii speciale. Să facem ceea ce n-a făcut USR-ul în 2020. Păi n-am creat pensii speciale, sunt de acord. Singurul lucru cu care sunt de acord cu dumneavoastră e că pensii speciale noi n-am creat niciuna. Și că veni vorba de guvernarea USR-ului. Dar prin faptul că nu le-ați anulat, din această sumă, doamnă. Nu le anulezi. Sunt constituționale, domnul Popescu. N-ai ce să anulezi. N-ai ce să faci. În campania electorală, USR spunea, în primele 100 de zile vom anula pensiile speciale. A spus la guvernare mai multe. Și am depus o lege în Parlament pe care PSD-ul a spus că le anulați. Nu, domnilor, numai puțin. Știți la ce concluzie pot... Numai puțin, domnul Popescu. Oamenii care se uită la dumneavoastră și la felul în care... spuneți, eu sunt din altă parte, așa mi s-a dictat, etc. Până la urmă, ajung să le dea dreptate golanilor și huliganilor de la AUR, pentru că gesturile pe care le-au făcut ei în Parlament sunt specifice golanilor și huliganilor. Îmi asum ceea ce spun. Este vorba despre un comportament încadrat într-o anumită etichetă socială. Când spui cuiva, ai noroc că n-am cuțitul la tine, nu poți fi tratat altfel, nu poți fi etichetat altfel. E, toată această mimare a responsabilității politice, a dialogului, a discuțiilor, care n-au niciodată loc fățiși, dumneavoastră nu știți, sunteți ca... Nu știu, nu sunt din localitate, cum răspunde ea pe TikTok. Așa faceți dumneavoastră. Pensia specială se votează pentru că... Nu-i nimic, am votat noi că la Senat e decizional să mai trageți de timp, să ne mai duceți puțin cu zăhărelul. Și vin ăștia de la AUR care spun, doamna Tatoiu, Tribunalul Poporului. Încă o dată vă spun, uitați-vă ce se întâmplă în sălile de clasă, că este emblematic. Copiii ăia care nu mai respectă autoritatea, E plin TikTok-ul de poze de genul ăsta. Pentru că nu mai respectă autoritatea, se câștigă. Respectul pentru ea se câștigă prin ceea ce facem. Nu prin brașoabele pe care le spunem în fața unui microfon. Faptele spun adevărul despre noi, nu vorbele. Păi asta, deci și eu cred că va fi și mai rău. Nu se mai, în momentul în care magistrații nu-și fac treaba, în momentul în care, eu știu că nu mă, a zis Orban ieri, că nu e cu bâta. Păi dacă Parlamentul nu face legi, dacă magistrații nu aplică legea și nu gândesc în interesul poporului, ce să fac? Ce să fac? Pun mâna pe bâtă. Așa s-au născut marile revoluții. Deci... Cum a venit Revoluția franceză? Marile revoluții s-au născut de la au pus care mâna pe par. Se fac lagăre pentru copii și că oamenii nu mai au voie să iasă afară din casă? Adică, păi în momentul în care eu mă uit la politicieni și politicienii se bâlbâie și dau cu stângul în dreptul și pasează responsabilitățile, eu la televizor, o dată, de două ori, zic, lasă, mai aștept, până... Asta este și toată istoria, Dulcea. Ar fi fost interesant dacă dumneavoastră v-ați fi asumat. Dom'le, da, am votat o nouă pensie specială, magistrații asistenți muncesc, au dreptul să câștige mai mult și punct. Adică poate că... Da, eu asta am și spus, îmi cer scuze. Eu am spus că atâta timp cât această categorie, conform actuale legislații, pot beneficia de acest tip de... să spunem indemnizație, nu pensie, ea a trebuit să treacă și votat, având toate avizele. Sunt două aspecte pe care nu am reușit să le termin. Dar atunci nu mai spuneți că sunteți împotriva pensiilor speciale, dacă aveți această părere. Încercați să separați apele. Ascultați-mă. Separarea apelor se face clar pe bază de contributivitate. Iar această aici nu se încadrează nimeni. Păi asta e problema, pentru că noi aici va trebui să lucrăm și este o de fapt și o nemulțumire.
trebuie găsit rapid o soluție pentru aceste legi, pentru aceste indemnizații speciale și care este limita lor, pentru că este un subiect mult prea discutat și nu se ia decizia. Și ne așteptăm și aștept în Camera Deputaților, deși nu sunt membru al unei comisii din zona muncii, să spunem așa, dar și eu aștept votul și închiderea acestui subiect. Să nu uitați că sunt la primul mandat, iar primul lucru care l-am făcut a fost să votez închiderea pensiilor sau indemnizațiilor pentru parlamentari. Iar ce să vezi, domnul Barna cu domnul Ludovic Orban în acel moment ne explica că rapid trebuie să votăm și acea rapiditate a lor s-a transformat într-o decizie negativă a CCR. La fel, și aici aștept cu nerăbdare să votez, dar doamna Țoiu, nu v-am întrerupt. Nu v-am întrerupt, doamna Țoiu. Doamna Țoiu, vă rog eu un pic de... Haideți să-și termine ideea. Domnul Dulcea, terminați-vă ideea. Încerc să... Și repet acest înțeleg lucru. Pe toți, aștept cu nerăbdare, așa cum am făcut în primele luni de mandat, să votez închiderea acestui subiect cu pensiile speciale, iar acel moment a fost a parlamentarilor, și aici este o reglementare a acestor indemnizații speciale. O reglementare. Probabil, și suntem toți conștienți că un drept câștigat va fi foarte dificil să îl iei, dar o nouă regulă care să respecte o pensionare la o vârstă decentă, nu 45, nu 42, ci trebuie să meargă către o vârstă cât mai apropiată de 65. Nu poți să ai pensia mai mare decât salariul, sunt lucruri simple care trebuie rezolvate. Da, bine, facem o foarte scurtă pauză. Dacă desfințăm Curtea Constituțională și scăpăm de ea. O sumedenie de firme românești cu datorii la stat au fost transferate către cetățeni din Albania. Este vorba despre o anchetă care a fost difuzată într-o emisiune a ProTV. Multe nume conduc către un om foarte important, foarte influent în cadrul Partidului Național Liberal. Este vorba despre președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu. Potrivit acestor investigații jurnalistice, haideți să vedem sinteza apărută astăzi în presă și pe care vă garantez că n-o veți mai vedea, pentru că se vorbește foarte puțin despre ea. De-aia merită să fim atenți și să înțelegem de ce se vorbește atât de puțin despre o rețea de corupție atât de mare. Albania este recunoscută pentru faptul că a devenit un paradis fiscal. Asta pentru că pe teritoriul Albaniei, orice cetățean, străin sau albanez, poate depune bani nedeclarați în sistemul bancar albanez și beneficiază de imunitate legală. Drept urmare, potrivit unei investigații a celor de la România Te Iubesc, într-un orășel din mica țară balcanică au fost cesionate peste 60 de firme din România. Este vorba de Lej, o localitate aflată la 60 de kilometri de Tirana, care are o populație de 65.000 de locuitori. O parte dintre aceștia apar a fi însă adevărați antreprenori în România, fără voia lor însă. Aceștia sunt acum șefii unor firme românești cu datorii de milioane de lei la stat. Pornind în căutarea patronilor prin oraș și într-un sat vecin, au găsit un acționar la 9 firme din România, cu profil comercial sau jocuri de noroc și pariuri. Alături de un prieten, cei doi au devenit acționari la firme cu creanțe la alte firme sau implicate în dosare cu infracțiune fiscală de mai multe milioane de lei. Unul dintre pionii principale ai acestor mișcări pare să fie Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova din partea PNL. Una dintre firmele în care a fost implicat Iulian Dumitrescu este Carson Construction SRL, astăzi cu datorii de 3,5 milioane de lei, mare parte la finanțele publice. Firma trece prin numeroase schimbări de nume și acționari, Dumitrescu cesionând acțiunile surorii sale, Angelica Lambrea. Într-un final, acțiunile ajung la un muncitor în construcții în Albania, care a plătit aproape 18 milioane de lei. Căutat de jurnaliști, bărbatul a confirmat că a fost în România la invitația și pe cheltuiala unui prieten, dar că nu are de-a face cu nicio firmă și a lăsat pașaportul la hotel și a semnat doar facturi pentru consumație. Dincolo de propriile acțiuni în firme care au fost vândute albanezilor, jurnaliștii au descoperit și implicațiile membrilor familiei și apropiaților lui Dumitrescu în astfel de încrengături. Chemat să dea un drept la replică, baronul PNL a refuzat să răspundă clar. Ce e clar este că miliarde de lei care trebuiau să ajungă în bugetul statului se opresc în paradisul fiscal balcanic. Asta în timp ce guvernanții caută cu spor să acopere gaura de 20 de miliarde.
Da, doamna Tatoi, eu spuneam, se discută foarte puțin despre acest caz, despre această anchetă realizată de colegii noștri de la Foarte ProTV. Bine, nu s-a discutat nici despre marș profesoră, pentru că banii pe care statul îi dă partidelor politice sunt investiți în finanțarea unor televiziuni de casă care primesc asta da, asta nu. Deci, iar despre ceea ce discutăm acum este o revigorare a unui procedeu care se era acum vreo 10 ani, 12 ani, cu cazul Băhăianu, cum îi luau pe oamenii străzii, făceau proprietarii transfer de părți sociale și îi mormântau. E același lucru, doar că s-au mutat în Albania ca să fie mai departe. Dacă ar exista la ANAF, care este în ograda PNL-ului, da? Informatizare, că nu, aceste datorii imense nu sunt de azi pe mâine, ele se acumulează. Și atunci, dacă am toate facturile alea, pun cu roșu, după ce o lună, două, poți să ai niște probleme o lună, două, dar nu să ajungi la sumele astea. Deci este clar că sunt anumite personaje protejate și de asta nici nu se dorește informatizarea la ANAF, așa cum s-a distrus scannerul din portul Constanța când trebuiau să intre materiale publicitare de fiecare dată când era campanie electorală. Avem scanner. Știți că nu funcționează? Sau funcționează în anumite zile? Așa este și cu ANAF-ul. Nu vor informatizare. Dacă ar face informatizare pe bune, n-am mai discutat că sunt bine bani, că nu vin bani, am ști exact unde sunt. Asta înseamnă transparență. Dar nu se dorește. Pentru că nu bani în politică se fac la negru, nu se fac la alb, că atunci am vedea clar cum e construită piramida asta. Parchetul european al doamnei Kövesi anunță o fraudă cu fonduri europene cu un prejudiciu estimat la 1,7 milioane de euro, 5 persoane, între care un fost deputat și două firme inculpate în România. Ușor se ridică până la urmă cortina asupra acestor numai chestiuni unde pentru trebuie. Care Laura Căruța Kövesi a venit în România. Eu nu cred asta. Deci eu nu credeți. Eu știu. Deci cred că se va ridica doar acel colț unde trebuie să vedem ce ni se spune. În timp ce noi vorbim acum, știu, lideri din actuala coaliție care folosesc PNRR-ul pentru a finanța varii. O să le auziți în campania electorală. Deci nu, să nu vină doamna Kövesi să spună numai 5 sunt. Eu cred că știe de mai mulți. Dar sunt cei aleși pe care... Eu nu mai vreau să mă uit la televizor, la Cătușe și la... Probabil că Iulian Dumitrescu nu e singurul din PNL care face de-astea. Bun, până la... Deci, eu nu mai până cred... la existența unor dovezi, toată lumea se bucură de prezumția de nevinovăție. Nu, deci încă o dată. Vorbim despre o anchetă jurnalistică, da, nu despre... Bravo lor că au făcut-o. Bravo lor că au făcut-o. E important să precizăm și această noțiune de prezumție de nevinovăție. Am văzut ancheta și este bine făcută. Cum sunt și niște anchete la TVR care îmi plac foarte. Un domn acolo care face niște anchete extraordinare. Problema este de ce nu e reacție? Dacă ar fi singurul. Deci eu sunt de matematică. Logică. Se scoate logica matematică acum de la real. Da? Deci dacă ar fi singurul, l-ar scoate ca pe o măsea stricată ca să nu strice merele PNL din paner. Dacă nu-l scot, înseamnă că acolo majoritatea merelor sunt ca ăsta stricat. Păi bun, da, asta e logică matematică. Știți cum e? Mărul vine din fructul, vine dintr-un copac, copacul are o tulpină, în jurul tulpinei sunt ramificații, depinde cine deci, sunt de acele ce nu, ramificații. De ce nu reacționează domnul Ciucă? Ciucă, ce n-are nicio părere despre domnul deci, sau no. Când o să reacționeze, o să reacționeze când o să afle că se produce motorină în România. Da? Că știți că a zis că nu se produce motorină. Nu, da, știe, a fost una dintre reacții. Deci încă o dată vă spun, faptul că nu se reacționează, și mai sunt și la PSD, cum a fost și la USR, deci eu, avantajul de a fi bătrână este că încă n-am Alzheimer. Mi-aduc aminte. Deci atenție, o să vedeți de-astea o grămadă în campanie. Doamna Tatoiu, un alt subiect despre care s-a vorbit în aceste zile, un subiect absolut revoltător, mai ales că vorbim despre o instituție medicală de prestigiu din această țară, Spitalul Militar, acolo unde un asistent a fost, unui asistent îi se reproșează faptul că se da cercetat. Paciente, este și cercetat, da. Da, că se da paciente.
cu diazepam sau ceva de genul acesta. A folosit parafele unor medici, s-a dus la farmacia spitalului, a obținut cu semnătură, că e acuzat de mai multe lucruri, dar încă e în REM, încă e în REM cercetarea, asta m-am și le-a folosit ca să le violeze, ziceau unii, dar nu s-a produs violul respectiv. Da? Deci, haideți să ne gândim așa, spitalul militar, tata a fost medic acolo, pe vremea când aveam eu 3 ani. Era un spital, deci să intri la spitalul militar nu e suficient să ai diplome, te treci printr-un filtru, da? Cum a fost și la spitalul SRI, unde a fost primul caz mare de COVID, de s-a împrăștiat în tot București, da? Deci acolo ar trebui să fie niște filtre. Acolo aduci militarii partenerului strategic, dacă pățesc ceva. Deci trebuie să fie un nivel de alertă, dacă acolo s-a întâmplat așa. Vă dați seama ce se întâmplă la un spital, într-un municipiu care n-ar trebui să fie municipiu. Da, avem o legătură directă și cu domnul Vasile Barbu, este președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Bună ziua, domnule Barbu, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua. E extrem de grav dacă asta se întâmplă într-o instituție medicală de un asemenea renume. Da, are dreptate, doamna tată. Eu aici 100% susțin ce a spus dumneai și ăsta e adevărul. O parte din lucruri deja se știu. Partea tristă este că aici a fost o deficiență de funcționare a farmaciei cu circuit intern. Astfel de substanțe, astfel de molecule, astfel de medicamente se eliberează în baza unei legi speciale și a unor dispoziții speciale ale Ministerului Sănătății. Există niște protocoale interne prin care se utilizează astfel de substanțe. Nu orice persoană poate să ridice de la farmacie asemenea medicamente și nu orice cod de parafă de pe acea solicitare, de pe secție, este în măsură să autorizeze ridicarea de la farmacie acestor medicamente cu circuit special și cu regim special. Deci aici avem o vină la farmacie și astfel de cazuri au mai fost în istoria recentă chiar în sistemul de sănătate. De asemenea, este știut că acest asistent medical este debutant. El trebuia să fie controlat. El nu are voie să administreze astfel de substanțe și mai ales e vorba de administrare perfuzabilă. Asta iară se știe și asistenta șefă de tură sau asistenta șefă de secție trebuia să aibă în vedere că astfel de un debutant trebuie toate manevrele care le face sub supravegherea asistentei de salon sau asistente șefă de tură. Deci iată, este o altă neglijență. Eu sper ca din această greșeală să învețe atât ceilalți din celelalte secții și alte spitale. Acum nu trebuie să condamnăm, să spunem, pe cineva neapărat. Justiția va și Comisia de Disciplină de la nivelul spitalului va stabili vinovații, însă de aici trebuie să învețe și alte spitale, pentru că au mai fost astfel de cazuri și încă se mai întâmplă. Noi am constatat că se neglijează foarte tare modul în care sunt utilizați asistenții medicali debutanți sau chiar debutanții în igienizarea spitalului, care nu sunt supravegheați, chiar infirmierele debutante, de asemenea, care nu sunt supravegheate și nu sunt corect instruite și ele fac unele manevre care pot influența starea de sănătate a pacientului și pot afecta siguranța pacientului. Bun, aici în ceea ce privește calitatea, vedeți, domnul acesta care face obiectul acestor acuzații nu era cadru militar. Era un infirmier adus din afara sistemului. Cum înțeleg, e nu? Posibil sau așa ceva? Da, păi, sunt și în spitalul militar, sunt și... Credeți că lipsa personalului civile medical afectează doar spitalul dintr-un sat pierdut din Moldova? Deci nu, una este poziția de asistent într-un spital din capital unde ai acces la anumite resurse și condiții și alta este un asistent medical la Megidia unde nu vrea să ducă nimeni. Aici se plătesc. Da. Se plătesc. Da. Vă rog, domnul Barbu. Da, aici este o chestiune destul de gravă privind siguranța pacienților, pentru că s-a strecurat această
se spune eroare de organizare, că este o eroare de organizare categoric. Pe faptul penuriei de personal, probabil. Nu neapărat, nu neapărat. Indiferent, chiar și cu personalul mai puțin, trebuia să se aibă, este o lege foarte clară, este un, sunt protocoale foarte clare în ce privește circuitul acestor, utilizarea acestor substanțe. Deci nu poate fi vorba de criză sau, deci nu există nicio scuză. Este clar o neglijență din partea celor care trebuia să supravegheze, să controleze aplicarea legislației privind. Pe principiu, las că merge și așa. Asta e principiul. Exact. Știu niște povești despre securizarea materialelor folosite în operații. Așa este. Așa este. Și te trezești că ăla face o infecție pentru că șefa a zis că lasă, că nu mai pui la 100 de grade, pui la 50, mai... Deci, știu povești de genul ăsta. Dacă nu erau cei medici din terapie intensivă, era foarte greu să depisteze de ce starea de sănătate a pacientelor respectivă s-a degradat. Și aici trebuie să-i felicităm pe cei și cunosc echipa de terapie intensivă de la Spitalul Militar, sunt niște oameni extraordinari. Este bucurător faptul că a fost salvată și pacienta cel mai grav afectată. Deci acum lucrurile trebuie să meargă mai departe. Oricum, noi o să solicităm până la urmă ca cei care fac ancheta penală să cumva pe această perioadă să suspende și dreptul de liberă practică a acestui individ, pentru că el poate practica și în privat. Deocamdată a fost suspendat din activitate în Spitalul Militar. Însă autorizația lui de liberă practică este valabilă și poate să lucreze și la alte unități medicale, inclusiv îngrijire la domiciliu. Deci, practic, aici trebuie să se mai intervină. Eu, oricum, sunt membru în Consiliul Național pentru Siguranța Pacienților și cu prima ședință care o să o avem în cadrul Consiliului Național, voi ridica această problemă pentru că trebuie să găsim noi soluții privind securizarea utilizării acestor substanțe și, bineînțeles, trebuie să asigurăm siguranța pacientelor și sub acest aspect mult mai atent. Da, mulțumesc mult, domnule Barbu, pentru intervenția dumneavoastră. În final, doamna Tatoiu, e greu să spunem unde suntem în siguranță și în funcție de ce facem alegerea, pentru că vorbim despre o instituție medicală prestigioasă cu foarte buni profesioniști. Trebuie să subliniem și asta. Problema este de sus, pleacă de sus în jos. În momentul în care, apropo de politicienii de mai devreme, da? Nu poți să spui de vină șefa de tură sau... Nu, de vină, vina este de la vârful piramidei până jos. Pasarea responsabilității, că nu știu, că cine, întotdeauna găsești tacarul pe un, cum s-a întâmplat la maternitatea Giuleș, cum s-a întâmplat întotdeauna. Dar dacă nu se termină cu această pasare a responsabilității și să se asume de sus în jos, în solidar, nu se rezolvă. Vă mulțumesc foarte mult. Știrile orei 15 vin de la Andreea Moraru, cele mai importante titluri ale actualității. Te ascultăm, Andreea. Bună ziua, Laura, informația orei. Procurorii anticorupție au cerut documente de la ASF în legătură cu falimentul Euroins și City Insurance. De asemenea, noi informații apar și cu privire la rotativa politică. Singurul om care e sigur de o nouă funcție e liderul PSD, Marcel Ciolacu, cel care va deveni mai mult ca sigur viitorul premier al țării. Restul numirilor sunt în funcție de cum bate vântul politic. Acestea și alte subiecte de la Fix. Vă aștept la jurnal. Andreea, îți mulțumesc mult! Vă aștept cu o ediție specială Newspass de la ora 16, peste doar o oră, și până atunci rămâneți cu Andreea Moraru. Ne revedem!